Asociația Partida Romilor Pro Europa își exprimă regretul profund față de trecerea în neființă a fostului președinte de onoare al Federației Comunităților Evreiești din România, profesor dr. Aurel Weiner. Doctor în economie, profesor universitar în domeniul finanțe și contabilitate, Aurel Weiner a fost o personalitate marcantă a comunității iudaice, fiind implicat activ în consolidarea legăturilor româno-israeliene și promovarea imaginii României în lume. Domnia sa a deținut 3 mandate de deputat reprezentând minoritatea evreiască în Parlamentul României, în toate cele 3 legislaturi, ocupând funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Politica Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților. Aurel Weiner a primit de-a lungul vieții numeroase distincții și diplome, printre care în anul 2009 Ordinul Național al Legiunii de Onoare în grad de cavaler, oferit de statul francez, și în 2016 Ordinul Steaua României în grad de comandor. Supraviețuitor al Holocaustului, Aurel Weiner a fost un luptător neobosit pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei și rasismului și un partener de excepție în lupta pentru recunoașterea și respectarea drepturilor minorităților. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! În emisiunea de astăzi vorbim despre realitățile din comunitățile de romi, în special în contextul situației de criză cu care se confruntă România. Vă prezentăm mesajul adresat de președintele Partidei Romilor Pro Europa, Nicolae Păun, reprezentanților clasei politice în legătură cu perpetuarea iresponsabilă a actualei crize guvernamentale. Invitații Monicăi Cornea, liderii reprezentativi ai Asociației Partida Romilor Pro Europa, vorbesc deschis despre noile inițiative propuse și gata de a fi implementate în domenii prioritare precum educația, sănătatea și dezvoltarea comunitară. Aflați care sunt strategiile pregătite pentru sprijinirea comunităților în această perioadă dificilă. Începe o nouă ediție din Viața Romilor. Având în vedere gravitatea situației în care România se află din punct de vedere medical și contextul dificil al pandemiei de coronavirus, țin să adresez un mesaj clasei politice, cu precădere membrilor celor două camere ale Parlamentului României, precum și responsabililor din administrația publică. Îmi exprim astfel îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă în România de la începutul pandemiei de COVID-19 și până în prezent, dar și dezamăgirea cu privire la atitudinea iresponsabilă a oamenilor politici, manifestată într-un context atât de dificil pentru cetățenii noștri. În vreme ce mii de vieți se sting în țara noastră în fiecare săptămână din pricina dezastrului sanitar cu care ne confruntăm, în Parlamentul României persistă nepăsarea față de ceea ce se întâmplă la nivel social, criza politică declanșată la începutul lunii septembrie și orgoliul politic nu fac altceva decât să agraveze situația de față, privând regimul democratic de putere executivă de plină, dar mai ales cetățenii, de măsuri rapide și intervenție promptă din partea unor autorități competente. Avem la dreapta spectrului politic partide care se acuză reciproc pentru neputințele de care au dat dovadă până în prezent, iar la stânga spectrului o așa zisă opoziție care, mai degrabă, încurajează destabilizarea unor potențiale soluții de guvernare. Mai mult decât atât, în tot acest război al intereselor, președintele României pare că evită atribuția sa de mediator între puterile statului. În spitalele din România se moare de frig, din lipsă de medicamente și de oxigen, dar mai ales din pricina depășirii permanente a capacității de spitalizare. Personalul medical este sub presiunea pandemiei de aproape 2 ani, fiind ajuns la epuizare. Avem nevoie de o guvernare stabilă care să răspundă cu decizii ferme la criza sanitară, dar și o finanțare pe măsură a sistemului sanitar aflat în plin colaps. Acuzațiile și injuriile pe care vi le adresați reciproc de la pupitrul Parlamentului, dar și din platourile anumitor posturi de televiziune, nu țin loc de acțiune și responsabilitate. Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie să urmărească investiții masive și puternice în sistemul public de sănătate, în plata corespunzătoare a salariilor pentru personalul medical, dar și strategii de eficientizare și facilitare a accesului la servicii medicale. Fără a ajunge la un compromis în beneficiul bunei guvernări, toate aceste
aceste obiective nu pot fi duse spre realizare, iar victimele incapacității clasei politice vor fi cetățenii acestei țări. Îi amintesc domnului Arafat faptul că în perioada ianuarie-aprilie 2020 i-am transmis mai multe scrisori prin care i-am solicitat ca toate structurile Asociației Partida Romilor Pro-Europa, care există pe teritoriul României, să fie cooptate în celulele de criză din cadrul prefecturilor, iar astfel să putem avea o situație cât mai clară a cazurilor de îmbolnăvire și să putem interveni alături de autorități pentru a salva un număr cât mai mare de vieți. Nu ne-a fost acordată atenție și s-a recurs la ignoranță, la fel ca în prezent. Am hotărât alături de colegii mei din echipa Partidei Romilor Pro-Europa, atât la nivel central cât și din teritoriu, ca în următoarea perioadă să ne deplasăm în comunitățile de romi din țară pentru a evalua situația acestora și pentru a oferi sprijinul nostru. În teritoriu ne vom întâlni cu factorii de răspundere și vom trage un semnal de alarmă prezentând situația reală din fiecare județ la nivelul comunităților de romi. Vom ajuta cu ce vom putea și vom fi alături de oamenii care se află la grea încercare. Intervenția noastră va fi aplicată pe 3 segmente. Combaterea dezinformării la nivelul comunităților de romi, acolo unde autoritățile și specialiștii în sănătate publică au eșuat în a câștiga încrederea populației, lăsând oamenii să cadă pradă mesajelor conspiraționiste și periculoase. Încurajarea procesului de vaccinare, singurul mod eficient de a preveni infectarea cu coronavirus, având în vedere atât dificultățile sistemului sanitar, cât și accesul deficitar la servicii de sănătate cu care se confruntă comunitățile defavorizate. Sprijinirea procesului de învățare pentru copiii din comunități, care, din pricina situației pandemice și a lipsurilor materiale, nu au avut acces echitabil la educație și nu s-au putut adapta învățământului hibrid sau la distanță. Pentru că am început prin a mă adresa deputaților și senatorilor acestei țări, am să închei prin a le recomanda să-și folosească puterea legislativă în favoarea cetățenilor și să stabilească urgent un plan de acțiune pentru combaterea pandemiei și pentru îmbunătățirea calității vieții în mediile defavorizate. Cu siguranță vor exista resurse dacă printre prioritățile domniilor sale s-ar afla susținerea aparatului de stat și a sistemelor birocratice extinse din administrație, care, de cele mai multe ori, nu își pot justifica activitatea. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție din Viața Romilor. Acordăm atenție și în această săptămână echipei Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Fiind vorba despre singura asociație reprezentativă în Parlamentul României pentru minoritatea romă, dorim să vă prezentăm cu transparență acțiunile planificate și inițiate în beneficiul comunităților de romi. Așadar, în prima parte a discuției, stăm de vorbă cu Cătălin Manea, deputatul minorității rome. Bun găsit, domnule Manea, din nou! Sărbuna, bine v-am găsit! Precum și Bogdan Paraschiv, secretar general în cadrul Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Bun găsit! Iată că în edițiile anterioare am tot prezentat profesionalismul echipei Partidei Romilor, care activează de ani buni în asociația noastră, și telespectatorii v-au cunoscut în detaliu pregătirea profesională, experiența în teren acumulată în toată această perioadă și în toți acești ani. Ce veți face concret pentru comunitățile de romi în perioada următoare? Pentru că înțeleg că președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, domnul Nicolae Păun, a trasat niște clare sarcini de a merge în continuare, așa cum ați făcut până acum, de a merge în continuare în teren și de a fi aproape de comunitățile de romi. Cred că, în primul rând, ar trebui să le spunem telespectatorilor câteva lucruri care vizează organizația noastră. Într-adevăr, Partida Romilor este singura organizație cu reprezentare în toate județele țării și, din punct de vedere al reprezentativității, într-adevăr, este singura organizație care are în Parlamentul României un deputat. Tot ceea ce facem ca și organizație, să nu vă imaginați că se face altfel decât în baza unei planificări, în baza unei strategii a organizației, care întotdeauna are în vedere, sau mai bine spus, pune accentul pe situația romilor din comunitățile foarte numeroase din toată țara,
Și în egală măsură pot spune că în ultimii ani, pas cu pas, Partida Romilor a încercat, și spun eu de departe că a și reușit în mare măsură, să fie aproape de comunitățile de rom, și punctual am intervenit ori de câte ori a fost nevoie în sute de localități, cu demersuri concrete făcute pe lângă autoritățile administrației publice locale, cu activități și acțiuni concrete în domeniul educației, și aici de departe și cea mai vizibilă activitatea noastră din ultimii 15 ani este legată de campania educațională SOS Copiii Romi, cu intervenții concrete ori de câte ori instituțiile statului au comis abuzuri împotriva etnicilor romi, fie că vorbim de poliție, fie că a fost vorba despre măcelul, aș putea spune, din prima stare de urgență atunci când s-a declanșat pandemia în țara noastră. Probabil că vă reamintiți că perioada grea prin care am trecut. Toată mass media era isterizată de așa zisele abuzuri ale comunităților de romi și atunci s-a intervenit în forță, spun eu, și s-au comis nenumărate abuzuri, femei bătute, copii bătuți, oameni bătuți. Evident că n-am putut sta cu mâinile în sân și noi atunci am inițiat, îmi amintesc, un dialog cu reprezentanții instituțiilor de forță din România și practic le-am propus o formă mult mai aproape de prevederile constituționale, și anume o formă de mediere. Și rezultatele n-au întârziat să apară, pentru că brusc după acea întâlnire abuzurile au încetat. Am văzut că ați avut o intervenție în Parlament și ați fost total nemulțumit de anumite aspecte. O să și urmărim această intervenție în scurt timp. Înainte de acest lucru însă m-aș îndrepta și către domnul Paraschiv, care astăzi vine și în calitate de secretar general, dar zic eu și de persoană care va răspunde în perioada următoare, dacă am înțeles bine de la domnul președinte Nicolae Păun, veți răspunde cumva și de zona Sud-Muntenia, pentru că este o zonă de care dânsul se ocupă personal și v-a delegat să faceți parte din această echipă. Cum vă veți implica în perioada următoare, domnule Paraschiv, în această zonă, sau haideți să vedem întâi ce probleme mari sunt în zona Sud-Muntenia? Așa cum spunea și domnul deputat Cătălin Manea mai devreme, noi, în calitate de coordonatori regionali, nu facem nimic de capul nostru, ci în urma unei strategii bine pusă la punct de către întreaga echipă pe care domnul președinte o coordonează, împreună cu deciziile care se au în Consiliul Director și în Adunarea Generală, încercăm cât mai mult posibil să ajungem în comunitățile pe care noi trebuie să le reprezentăm. Să mergeți în comunități, practic, să vedeți și care sunt problemele, dar să și rezolvați din... Cum se vorbea și chiar mai devreme, că nu putem substitui autoritatea locală, care ar trebui să fie primul factor de a se interesa de soarta tuturor cetățenilor, nu doar a etnicilor romi. Dar în cele mai multe părți din comunitățile unde Asociația Partida Romilor are reprezentativitate, suntem uitați. Suntem uitați de autoritățile locale, de autoritățile județene, și aici intervine rolul nostru, a coordonatorilor regionali, al consilierilor județeni, pentru că trebuie să spunem lucrul ăsta, avem în multe consilii județene reprezentanți romi, avem coordonatorii județeni ai Partidei Romilor, care împreună trebuie să mergem în comunitățile de romi pe care le reprezentăm și să stăm de vorbă cu primarii și cu factorii de decizie pentru a veni cu idei și acțiuni concrete pentru rezolvarea problemelor identificate de noi. Cât de important este ca liderii Partidei Romilor să fie prezenți în aceste comunități? Ei sunt puntea de legătură, pentru că primul contact ar trebui să-l aibă ei, mai apoi să-l transmită către noi ca echipa coordonatorilor regional, cât și la centru, la
asociație, acolo unde dezbatem săptămânal problemele ivite în teritoriu. Clar, ca și coordonator sau ca și lider județean, trebuie o implicare cât mai activă din partea acestuia pentru a se face cât mai vizibil în comunitate. În partea a doua discuției, o să vreau, domnule Manea, să ne spuneți și cum trăiesc romii în zona Ardeal, acolo unde dumneavoastră mergeți de ani buni. Dar înainte de acest lucru, haideți să urmărim intervenția din Parlament a domnului Cătălin Manea și revenim după o scurtă pauză. Stimați colegi, consider că în această perioadă întreaga clasă politică trebuie să-și ceară scuze de la cetățenii acestei țări pentru dezastrul din prezent. În calitate de reprezentant al minorității rome în Parlamentul României, îmi cer scuze pentru dezastrul din prezent, cât și pentru amatorismul, egoismul și ipocrizia de care dau dovadă mulți dintre cei care se află în poziții de decizie în această țară. România trebuie guvernată, țara noastră are nevoie de stabilitate acum mai mult ca oricând. Fac un apel către toți liderii partidelor politice din Parlamentul României să înceteze urgent această luptă politică caracterizată de orgolii și lipsită în mod evident de vreun rezultat pozitiv pentru cetățenii acestei țări. Este momentul ca toți liderii politici să se așeze la aceeași masă, să discute cu responsabilitate și să propună în sfârșit pentru copiii și cetățenii acestei țări o soluție. Am ajuns în situația de a săpa gropi cu excavatorul pentru a ne îngropa morții. În fiecare zi, sute de oameni pierd lupta cu acest virus, iar numărul morților îmi amintește de numărul celor care au pierit în timpul celui de-al doilea război mondial. Este prea mult și ajunge. Trebuie să oprim acest dezastru. Înainte de a vă pronunța, stimați colegi parlamentari, vă rog să recitiți jurământul de credință față de țară și față de popor, jurământ pe care l-am depus fiecare dintre noi de la această tribună. Am jurat de aici credință patriei noastre România, cu toții am jurat să respectăm Constituția și legile țării, cu toții am jurat să apărăm democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Nu în cele din urmă, cu toții am jurat de la această tribună să ne îndeplinim cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Stabilitatea țării, protejarea copiilor noștri și sănătatea tuturor cetățenilor trebuie să reprezinte priorități absolute pentru noi toți, pentru toate partidele politice, indiferent de orientarea lor ideologică sau doctrinară. Am revenit la discuția noastră. Domnule deputat, a fost, eu știu, un mesaj pentru întreaga clasă politică. Spuneți-mi, de ce anume ați făcut acest apel? Am făcut un apel, în primul rând, la echilibru, la stabilitate și la normalitate într-o perioadă, spun eu, poate cea mai grea de după 90 prin care trece România. Și mesajul meu a fost unul foarte clar în numele organizației Partida Romilor, în calitatea mea de reprezentant al minorității rome în Parlamentul României, către toți liderii partidelor politice din România să se așeze la aceeași masă și să propună în sfârșit României o soluție. Este evident pentru toți cetățenii acestei țări că trăim niște momente cumplite, groaznice, zilnic mor sute de oameni. Spuneam chiar în declarația mea că am ajuns să săpăm gropi pentru a ne îngropa morții cu excavatorul. Deci este inadmisibil. Din punctul meu de vedere, clasa politică românească, și nu o spun abstract, trebuie să facă dovadă de maturitate, de responsabilitate și, așa cum am și subliniat de altfel în mesajul meu,
întreaga clasă politică românească trebuie să-și îndeplinească cu credință și cu onestitate jurământul depus față de țară și față de popor. Jurământul atunci când au intrat în mandat. Sper ca mesajul meu să aibă ecou și sper ca în cel mai scurt timp România să aibă un guvern și să avem această stabilitate politică și instituțională care să gestioneze aceste momente grele prin care trec toți cetățenii, în primul rând din cauza acestui nenorocit de virus și nu în cele din urmă, aș putea spune, dublată criza sanitară de toate nenorocirile care vin în zona asta economică, vedeți, scumpiri masive la energie, la gaze și imposibilitatea oamenilor cumva de a putea trece peste iarna grea care va să vină curând. Mă îndrept către dumneavoastră, domnule Bogdan Paraschiv, spuneți-mi cum arată echipa cu care o să lucrați de acum încolo în zona Sud-Muntenia, că înțeleg aveți o delegare pe această zonă, sunteți înseamnă și o echipă, ce s-a întâmplat până acum în perioada verii, să spun, sau chiar așa în este. Această toamnă în zona Sud-Muntenia. Așa este. Este regiunea domnului președinte Nicolae Păun, regiunea Sud-Muntenia, care mai are în componență și județele Brăila, Galați și Constanța, adăugate ca făcând parte din regiunea de răspundere. Aici, clar, nu putem acoperi, ca și în rândul celorlalți colegi, patru coordonatori regionali, nu putem acoperi întreaga țară de unii singuri. Fiecare dintre noi are o echipă în spate, o echipă care va merge în fiecare județ și în fiecare localitate unde avem sucursale. Important este să intrăm în contact cu etnicii romi, pentru că ăsta este și mesajul domnului președinte, de a ne arăta cât mai vizibili și cât mai eficienți în lucru cu etnicii noștri. În sudul țării ați mai fost în astfel de delegații până acum, ați fost, deci nu e prima dată. Nu este prima dată, vă dați seama că avem o experiență de lucru în teren și în comunitățile de romi. Nu este ceva nou pentru mine, clar împreună vom face lucruri bune. Aici cred că trebuie specificat faptul că împreună cu colegii de la centru care fac parte din echipa de coordonare a regiunii Sud-Muntenia ne vom deplasa în fiecare județ pentru a identifica clar nevoile strigente ale comunității. Înțeleg că veți avea de mers în multe locuri în perioada următoare. Același lucru cred că și dumneavoastră, domnule Manea, pentru că dincolo de statutul de deputat sunteți coordonator pe regiunea Ardeal și va juca să faceți... Și prin vicepreședinte al organizației. Bine, asta, dacă mai era cazul să spunem, cred că deja funcția de deputat acum le întrece pe celelalte. Dar așa ca și coordonator pe regiunea Ardeal, va juca să ne faceți o prezentare succintă a comunităților de rom din Ardeal, pentru că știu că le-ați vizitat foarte des în ultima perioadă și ce probleme aveți. Am fost, într-adevăr, am fost prezent nu în ultima perioadă, în ultimii ani am fost prezent în această regiune alături de colegii mei și de la centru și mai ales alături de colegii mei care răspund în fiecare județ de sucursalele noastre. Cel puțin din luna august și până în prezent, iată, doar câteva luni, în câteva luni am reușit să fim prezenți în aproximativ 83 de comunități de romi cu pondere mare din cele 10 județe pe care le coordonez. Am mers cu un concept de reorganizare și de creare de noi membri în fiecare localitate și acolo, la fel ca și la Târgoviște, cum menționa și Bogdan Paraschiv, ca de altfel în multe alte localități din țară, am insistat pe acest concept de reorganizare, ne-am ales oamenii, echipa de conducere, am creionat, să spunem, acele echipe multidisciplinare despre care vă vorbeam în prima parte, cu mediatori școlari, cu sanitari. Și nu în cele din urmă, o a treia caracteristică a activităților noastre din ultimile luni pe regiunea Ardeal a fost îndreptată în zona de conștientizare a etnicilor rom cu privire la
importanța asumării apartenenței etnice în contextul apropiatului recensământ care va demara anul viitor. Și aici am avut o campanie de succes, spun eu, îmi asum identitatea mândru că sunt rom și în fiecare localitate am venit în fața oamenilor, le-am prezentat aspecte legate de istoria și de evoluția minorității rome pe teritoriul României, le-am prezentat oamenilor o serie de modele pozitive din rândul comunității rome, le-am prezentat principalele aspecte de care trebuie să țină cont în contextul recensământului de la anul și cât de important este să-și asume identitatea. Pe lângă asumarea identității, cât de important este să cuantificăm în mod real problemele din teritoriu. Aș vrea să fac o paranteză, să nu vă uitați ideea. Ați tot vorbit în emisiunea noastră și de mai multe ori de echipele care merg în teren și tocmesc fișa localității. Aș vrea în câteva cuvinte pentru telespectatori să precizăm acest lucru. Pentru ce ajută aceste fișe și cum se întocmesc ele? Pentru că nu toată lumea știe ce înseamnă la Partida Romilor fișa localității. Am spus de nenumărate ori că discursul abstract legat de problemele comunităților de rom trebuie să dispară. Ori, în condițiile în care ne propunem să rezolvăm o parte dintre problemele cu care se confruntă comunitățile de rom, în contextul în care ne propunem ca pe agenda publică a administrației publice locale, a primăriei, a Consiliului Județean, a instituțiilor de concentrat, în condițiile în care ne propunem ca pe agenda guvernului să existe măsuri care să îmbunătățească viața din comunitățile de rom, atunci noi, în calitate de organizație reprezentativă, nu ne putem prezenta cu informații abstracte legate de situația din comunitățile de rom și trebuie să venim cu date și cifre exacte. Noi trebuie să le spunem guvernanților câți romi sunt într-o localitate din punct de vedere demografic, câți copii au vârsta de pildă legală de a merge la școală. Și acesta este motivul pentru care mergeți cum ar fi din poartă în poartă. Dacă avem sau nu avem mediator școlar sanitar, iar dacă nu avem, trebuie să facem demersuri pentru a fi încadrat. Dacă în acea localitate există un număr, ce știu eu, de 30, 40, 50 de familii care nu au acte pe locuință, să semnalăm această problemă autorităților administrației publice locale și centrale. Deci, practic, fișa localității înseamnă o radiografie obiectivă a situației din fiecare localitate, astfel încât, repet, noi, în calitate de organizație reprezentativă a romilor, ori de câte ori ne vom așeza la masă cu decidenții, să expunem într-un mod obiectiv și real situația din comunitatea respectivă. În cele peste 80 de localități în care am fost prezenți, am vrut să vă spun că am intrat prin intermediul acestei campanii Mândru că sunt rom, îmi asum identitatea, am intrat în contact cu peste, spun eu, în medie au fost cam 200, între 150 și 200 de copii pe comunitate. Deci vă imaginați că am intrat în contact cu câteva mii de copii de etnie romă din cele 80 de localități. I-am angrenat în tot felul de activități extrașcolare. Au primit și premii pentru prestația lor, pentru faptul că au fost implicați în diferite acțiuni culturale, educaționale, sportive, dar, repet, toate în contextul unei campanii mai ample legate de recensământul de la anul și lucrul acesta mă bucură foarte mult. În încheiere aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor mei din regiunea Ardeal, tuturor președinților organizațiilor județene pentru implicare și pentru consecvență. În egală măsură vreau să le mulțumesc colegilor mei de la centru pentru că nu pot singur să coordonez 10 județe. Am și eu o întreagă armată după mine care au fost prezenți simultan în mai multe județe.
și lor vreau să le mulțumesc pe această cale și evident că vreau să le mulțumesc tuturor celorlalți colegi de-ai mei de la centru, pentru că noi suntem o echipă alături de președintele Nicolae Peun, de Bogdan. Spuneați la un moment dat că faceți tot posibilul ca inspectorii școlari pentru minoritatea romă să se aprobe de fapt un astfel de proiect. Cum stăm în prezent? Da, aș sublinia că ne apropiem cât de curând de un moment, îl numesc eu, istoric pentru organizația noastră, pentru Partida Romilor și pentru toată minoritatea noastră din România, și anume vă pot spune că în ultima perioadă am făcut demersuri, spun eu, destul de consistente pentru ca în structura inspectoratelor școlare din toată țara să avem o nouă poziție, respectiv inspectorul școlar pentru minoritatea romă. Este o nouă poziție față de inspectorul școlar pentru minorități care există în prezent. Practic ne-am departajat poziția față de inspectorul școlar pentru minorități, în sensul în care noi avem problemele noastre specifice, sunt de o gravitate și de o dimensiune națională și foarte mari și evident că este nevoie ca în structura fiecărui inspectorat școlar să existe un astfel de inspector școlar pentru minoritatea romă care să se ocupe în mod distinct de problemele minorității, de problemele din zona educațională cu care se confruntă părinții și copiii de etnie romă. Și spuneam că este un moment istoric pentru că în scurt timp, eu estimez în 2 săptămâni de acum înainte, vom avea acești inspectori în toate cele 41 de județe, plus în municipiul București vom avea un inspector școlar pentru minoritatea romă cu normă întreagă. Pe această cale doresc să-i mulțumesc colegului meu, liderului grupului parlamentar al minorităților naționale, domnului Varujan Pambucean, pentru sprijin, cât și tuturor celorlalți lideri politici, colegi ai mei din grup, care au susținut demersurile pe care le-am tot făcut în ultima perioadă pentru a putea avea în sfârșit un inspector școlar pentru minoritatea romă. Haideți să încercăm să stăm de vorbă și cu domnul Varujan Pampucian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale din Parlamentul României. Până bun găsit tuturor! Vorbeam puțin mai devreme cu domnul deputat Cătălin Manea și aș vrea să vă întreb cum apreciați dumneavoastră demersul inițiat de domnul deputat Cătălin Manea pentru a avea în inspectoratele școlare și cât un inspector școlar pentru minoritatea romă. Păi, ăsta este un demers pe care noi l-am inițiat de mult. Problema este să ajungem să-l vedem odată în lumea reală, pentru că noi discutăm cu fiecare guvern care apare, numai că ale naibii guverne se schimbă foarte des, sunt foarte instabile. Acum cred că vom intra într-o perioadă de stabilitate mare și lucrul ăsta se va realiza în sfârșit. Noi aveam până acum inspector pentru minorități, numai că minoritatea romă are o problematică mult mai complexă și mult diferită de celelalte minorități din România, dacă ne gândim numai la persoanele care trăiesc în condiții severe, la abandonul școlar mare, la faptul că nu există o școală în care se predea în limba romanie, și aici trebuie să spun că foarte mult rău l-au făcut cei care atunci când eram foarte aproape să realizăm liceul cu predare în limba romanii, s-au apucat să-mi explice că de fapt eu fac apartheid și alte tâmpenii, de parcă liceul german sau liceul sârb ar face apartheid. Toate lucrurile astea trebuie să le realizăm. Cătălin știe, este extraordinar de activ în direcția asta. Iată, am reușit și pasul acesta cu un subsecretar de stat la Ministerul Învățământului dedicat problematicii romilor și sunt convins că împreună vom răzbi până la urmă. Deci vorbeam despre importanța acestor inspectori școlari și iată că, așa, din spusele dumneavoastră înțelegem că ar mai fi un pas, nu? Până să un pas mic. Un pas mic, da.
Un pas mic care sper să nu se amâne din nou, pentru că avem nevoie de un guvern stabil ca să facem acest pas. Eu cred, de obicei n-am greșit, cred că de data asta vom avea un guvern stabil pe termen rezonabil de lung ca pasul ăsta să se întâmple. Să dea Dumnezeu să avem un guvern stabil cât mai repede, pentru că ne dorim cu toții acest lucru. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Varujan Pambucean pentru susținere, pentru sprijin în numele meu, în numele organizației Partida Romilor. A fost de foarte mult timp alături de noi și ne-a susținut atât domnia sa, cât și toți ceilalți colegi din grup. Ne-au susținut ori de câte ori am ridicat probleme specifice pentru minoritatea noastră. A fost alături, alături de inițiativele de noi și eu cred că acest deziderat al nostru până la urmă de a avea un inspector școlar pentru minoritatea romă, o poziție distinctă în cadrul fiecărui inspectorat școlar din țară, să se realizeze cât mai curând. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Pambucean. Cu multă plăcere și eu vreau să-l felicit pe Cătălin pentru încăpățânarea cu care susține ideile. Foarte bine faci, frate. O încăpățânare constructivă. Toate cele bune vă doresc. Luăm o scurtă pauză și revenim la discuția noastră în câteva minute. Am revenit la discuția noastră, doamnelor și domnilor. Alături de mine este în continuare deputatul minorității rome Cătălin Manea, precum și Bogdan Paraschiv, secretar general în cadrul Asociației Partida Romilor Pro Europa. Iată, domnule deputat, o încăpățânare constructivă, așa cum îi spuneam și domnului Pambucean. Eu spune consecvență. Putem să ne jucăm gândim, așa cum... Să ne gândim că e sinonim cu încăpățânare. Eu zic o consecvență. Pentru că de asta sunt în Parlament. Organizația și minoritatea romă m-au trimis în Parlament să fac figurație pe acolo. Noi avem o multitudine de probleme și problemele astea... Trebuie să-și găsească și o rezolvare până la urmă. O rezolvare, am vorbit despre inspectorii, însă n-aș vrea să încheiem emisiunea sau prima parte a emisiunii fără să aducem aminte și de mediatorii școlari, pentru că știm foarte bine cu toții câtă nevoie avem de acești mediatori școlari. Înțeleg că se vor face niște cursuri, avem șanse și la niște posturi pentru acești mediatori? Săptămâna viitoare vom demara un curs, spun eu, amplu pentru formarea de noi mediatori școlari, un curs la care vor participa peste 120 de noi mediatori școlari. Cursul va fi desfășurat de către Ministerul Educației Naționale. Cei care vor participa sunt selectați de către noi, de către Partida Romilor din toate județele țării și evident că acest lucru ne bucură. După ce vor absolvi cursul de mediator școlar, evident că vom face demersurile necesare pentru a putea fi încadrați la nivelul unităților școlare. În momentul de față vă pot spune că am certitudinea, și n-aș pune promisiunea, certitudinea că la nivelul Ministerului Educației Naționale există deschidere pentru a înființa noi poziții de mediator școlar. De altfel, acesta este și contextul în care Partida Romilor a decis să selecteze noi mediatori școlari și să-i ducă la un curs de formare. Tot la capitolul educație n-aș vrea să trecem cu vederea un subiect foarte important pe care dumneavoastră l-ați mai discutat și am mai avut astfel de discuții în trecut, în emisiunile trecute, referitor la propunerea legislativă pentru includerea în manualele de istorie a unor capitole importante, cum ar fi robia, deportarea romilor în Transnistria. Ce anume puteți să-mi spuneți? Aici acum aș putea să spun că avem o veste bună, pentru că există susținere atât din partea colegilor mei din cadrul grupului parlamentar al minorităților naționale, cât și din partea tuturor celorlalți deputați din rândul partidelor politice aflate în Parlament, pentru ca inițiativa legislativă pe care am elaborat-o să treacă. Inițiativa legislativă vizează, într-adevăr, introducerea, spun eu, în manualele de istorie
mă refer aici la manualul de istorie de clasa a 8-a și istoria României de manualul de clasa a 12-a, a unor capitole distincte care, în care se vor trata, pe de o parte, în cel de a 8-a, lunga perioadă de robie a romilor în spațiul românesc, mai mult de 4 secole și jumătate, iar în manualul de clasa a 12-a, la perioada interbelică, vom avea acolo un capitol distinct care se va referi la deportarea romilor în Transnistria și la tot ceea ce a însemnat exterminarea minorității rome la nivel european în timpul regimului nazist. Eu cred că sunt elemente extrem de importante de identitate, de cultură și elemente care nu reflectă nimic altceva decât un adevăr istoric, adevăr istoric pe care trebuie să-l cunoască atât adulții acestei țări, cât mai ales copiii, pentru că nu putem trece cu superficialitate peste cele două momente de referință pentru minoritatea noastră, respectiv robia, cea mai lungă perioadă de robie din toată Europa, și tot ceea ce a însemnat genocidul, holocaustul, deportarea, masacrarea și exterminarea romilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Eu cred că este o realizare mare, repet, această inițiativă legislativă în momentul de față se bucură de sprijinul tuturor colegilor parlamentari și eu cred că e un pas important pentru noi, pentru Partida Romilor Pro Europa, pentru minoritatea romă și pentru România în egală măsură, să avem în manualele de istorie în sfârșit două capitole care să trateze aspecte legate de evoluția minorității noastre în spațiul românesc, cu cele două perioade de tristețe, spun eu, maximă, de care evident n-ar mai trebui să se repete vreodată. O să încheiem aici prima parte a discuției noastre. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă mai aștept, cu noutăți, despre aceste subiecte pe care astăzi le-am dezbătut așa pe repede înainte, însă să le dezvoltăm în emisiunile următoare. Și dumneavoastră, domnule Paraschiv, cu noutăți din zona în care veți merge în perioada următoare. Dezbaterea noastră continuă imediat după pauză. Următorii invitați sunt toți specialiști în problematica romilor. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în platou alături de mine se află alți invitați, membrii ai echipei Partidei Romilor. Le spun bun venit așadar domnului Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, prim vicepreședinte la Partida Romilor Pro Europa, precum și coordonator Partida Romilor Regiunea Sud-Vest-Oltenia. Bun găsit din nou! Bună ziua și mine v-am regăsit! Domnul Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației și vicepreședinte Partida Romilor. Bun găsit, domnule Daragiu! Mulțumesc de invitație! Și Daniel Vasile, prim-vicepreședinte Partida Romilor și coordonator pe regiunea Moldova. Bun găsit, domnule Daniel Vasile! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! La sesiunea trecută de întrebări le-am cerut colegilor dumneavoastră să punctăm câteva aspecte care țin de angajamentul pe care l-ați luat fiecare dintre dumneavoastră atunci când ați început munca pentru comunitățile de romi. Vă propun să mergem pe aceeași linie și puțin mai aplicat pe regiunea pe care o coordonați fiecare dintre dumneavoastră, concret să vedem care sunt măsurile pe care le veți lua pentru comunitățile de romi în perioada următoare. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Daniel Vasile, pentru că dumneavoastră aveți în coordonare zona Moldovei și v-aș întreba cum trăiesc romii de aici, din Moldova, și care sunt lipsurile lor. Ați mers foarte mult în teritoriu în ultima perioadă și o să începem un pic să creionăm așa din activitatea pe care ați avut-o. Bun, acum nu trebuie să facem o notă discordantă în sensul că problemele romilor din regiunea Moldova diferă foarte mult de problemele romilor la nivel național, ori putem spune la nivel european. Problemele sunt arhicunoscute, țin de viața socială, de viața economică, de viața politică, cu unele aspecte și cu unele diferențe legate de particularități ale zonei, probabil. De arealul în care trăiesc romii atât în Moldova cât și în Ardeal. În mod concret,
Organizația noastră este conectată la toate problemele care țin de sănătate, care țin de lupta noastră împotriva discriminării, care țin de acele proiecte de infrastructură mult așteptate în comunitățile de rom. Și constatările noastre sunt foarte clare. 1. Proiectele de infrastructură în momentul ăsta sunt blocate nu în comunitatea de rom, la nivel sau în comunitățile de rom, ci la nivel național. Aceste proiecte, foarte multe dintre ele, au fost inițiate cu sprijinul și cu contribuția membrilor organizațiilor locale și organizațiilor județene și, de ce nu, organizației naționale a Partida Romilor, prin prezența coordonatorilor locali. Foarte multe proiecte, acolo unde am găsit rezonanță și unde am găsit o voce în interiorul Consiliului Județean care să răspundă nevoilor comunității de romi sau comunităților cu romi, foarte multe proiecte sunt susținute astăzi prin contribuția financiară a Consiliului Județean și aici o să mergem pe teren împreună cu emisiunea dumneavoastră, că asta ne propunem în următoarea perioadă, să venim și cu exemple practice. Adică, să vedem concret, da, să vedem concret care sunt acele proiecte de infrastructură, de ce sunt necesare comunității de romi și care a fost contribuția organizației noastre Partida Romilor la derularea ori la continuarea acelor proiecte de infrastructură. Pe urmă, am întâlnit foarte multe chestiuni legate de discriminare, lucruri pe care de asemenea vreau să le prezentăm, care a fost reacția comunității, care este reacția organizației noastre la asemenea manifestări venite din partea unor decidenți politici sau, de ce nu, din partea unor reprezentanți al instituțiilor publice. Aceste lucruri îmi doresc foarte mult să le prezentăm în emisiune. Chestiunile legate, de asemenea, a treia componentă, chestiunile legate de educația copiilor romi, care a fost intervenția și campaniile educaționale pe care organizația le-a derulat, da, în această perioadă. Și desigur că este o provocare. Sunt activități care vor continua până la urmă, pentru că sunteți de luni de zile, de ani de zile plecați. Este o provocare venită atât din partea organizației, cât și din partea emisiunii, în sensul de a promova activitățile derulate de organizație și de membrii organizațiilor locale județene în sânul comunităților de romi. Eu am să mă opresc aici pentru că, sigur, urmează sunt foarte multe lucruri de să-l întreb legat de discuția cu dumneavoastră, să-l întreb pe domnul Iulian Paraschiv la cele menționate de domnul Daniel Vasile, dacă mai adăugăm și contextul politic nefavorabil, pentru că până la urmă în momentul de față suntem fără un guvern stabil, dar și ne afectează și acest lucru pe lângă toate problemele. Cum se descurcă romii în Oltenia? Că dumneavoastră sunteți mai mult de câte ori, cel puțin eu personal de câte ori vă sun, sunteți plecat în zonă. Sunt un om de teren, în ciuda activităților pe care trebuie să le duc aici la București. Îmi place foarte mult să stau în teren pentru a nu pierde contactul cu realitatea. Din păcate, că este la modă să tot vorbim și să aducem în atenție conceptul ăsta de criză, da? Ne place fiecare de criză sanitară, criză economică, suntem tot timpul într-o perpetuă criză. Sunt comunități cu romi în Oltenia și în România care se află într-o criză de când să știu. Pandemia nu face decât să accentueze și mai mult de atât să pună în pericol și viața de multe ori a oamenilor care trăiesc în aceste comunități. România, ne place sau nu, clivajul ăsta între rural și urban ne arată și experiența terenului ne arată că România este cumva împărțită pe din două. Avem orașele mari dezvoltate, care există o activitate economică care generează, nu-i așa, bunăstare pentru o cât mai mare parte a locuitorilor din aceste mari orașe, și avem mediul rural unde pare că timpul s-a oprit.
Avem comunități în care și ați fost alături de noi, în care sunt copii care nu au ieșit din comunitate, nu au depășit raza localității unde s-au născut. Și nu ar fi asta o problemă dacă în acea comunitate ar avea acces la servicii educaționale de calitate, dacă actul medical și informația, nu-i așa, care este atât de necesară în vremurile pe care noi le trăim, ar ajunge într-un mod corect și la ei. Am întâmpinat, spre surprinderea noastră, am văzut copii care s-au bucurat atunci când au văzut pentru prima dată o piesă de teatru la ei în comunitate. Jucat acolo, pe Caldarâm, în praf. Nici nu știu ce... Nu au fost niciodată. Am luat, au fost copii care au fost pentru prima dată la film, la cinema. Aș fi vrut să și nu o să au niciodată reacția lor atunci când au pus ochelarii 3D la ochi. Trăim într-o lume în care dacă lăsăm în urmă o parte a societății românești, vorbim aici de comunitățile sărace, locuite nu doar de cetățeni români de etnie romă, ci de cetățeni în general, și asta trebuie să fie abordarea pe care autoritățile, fie din plan local, județean sau chiar național, trebuie să o aibă. În concret, viața comunităților din regiunea Sud-Vest Oltenia, regiunea cu cea mai importantă pondere cu comunități tradiționale, comunități vorbitoare de limba romani, copiii învață mai întâi să vorbească limba romani, apoi limba apoi română, limba învață română, da. la școală. Eu îmi doresc foarte mult să găsim resorturi, în primul rând pentru a crește participarea și totodată să-i facem pe părinți să înțeleagă cât de importantă este participarea copiilor la procesul educațional. Dacă în momentul de față există comunități în care oamenii au muncit, au mai fost în afară, să ne înțelegem, nu toate comunitățile cu romi sunt sărace. Sunt comunități cu romi în Oltenia, ca de altfel în toată România, unde oamenii s-au dezvoltat, au muncit în afară, au business-uri, muncesc și au făcut case și au creat infrastructură, au tot ceea ce le trebuie, însă nu au acces de calitate la învățământ, la rețeaua sanitară, nu își cunosc drepturile foarte bine, dar nici obligațiile. Aici avem de lucru împreună pentru a putea produce schimbare la nivel local. În următoarea perioadă îmi doresc foarte mult să fiu prezent alături de echipa mea și vreau să-i mulțumesc și domnului Nelu Pavel și domnului Romeo Tiberiade, celorlalți colegii mei din regiunea Sud-Vest Oltenia, echipelor de tineret care sunt implicate în activitățile pe care noi le-am făcut, campania educațională și tot ceea ce dumneavoastră ați văzut și ați fost alături de noi. Sunt echipe cu oameni care pleacă de lângă familiile lor, merg, desigur, respectând regulile care se impun, cu mască, cu dezinfectant după noi. Încercăm să fim aproape de oameni, cel puțin pentru a discuta cu ei. Este ceea foarte, ce contează foarte ce, mult să vă știi aproape noi, și să... E important ca oamenii să știe că au la cine să apeleze să pentru, vă vadă implicarea. Și să ne vadă implicarea în problemele lor. Toate aceste lucruri, desigur, sunt transpuse în activitatea pe care, în calitate de președinte la Agenției Naționale pentru Romi, încerc să o pun pe hârtie, dar o să vă dau mai multe detalii pe parcurs, îi las și pe ceilalți colegi. Sigur, mă îndrept către domnul Daragiu, pentru că ați subliniat și dumneavoastră despre importanța educației și iată că educația a fost extrem de vitregită în acești 2 ani. Am asistat la un haos pe care cu greu l-au putut gestiona și părinții și copiii, cu atât mai mult. Ba se închid școlile, ba se deschid școlile și prezența fizică a fost doar pentru 2-3 săptămâni. Cum arată prezentul și viitorul pentru copiii romi, domnule Daragiu? Colegii mei au surprins extraordinar de bine realitățile din comunități și dumneavoastră le știți și le cunoaștem atât de bine, aproape că am obosit să spunem și să vorbim despre sărăcia sau despre accesul limitat al comunităților la resurse. Aș vrea să fim mai aplicați și să ne aruncăm o privire peste ce spun cei din afară despre noi. Eurostatul, care este un departament al Comisiei Europene responsabil de a publica date statistice despre țările membre ale Uniunii Europene, zilele trecute a lansat ultimul raport care surprinde realitatea României comparativ cu alte state, dintr-o perspectivă care ar trebui pe noi adulții să ne îngrijoreze. Spun pe noi adulții pentru că datele, o parte dintre ele, se referă la copii. Dacă ne gândim că 50,4% dintre copiii României, și nu vorbim doar despre copiii de etnie romă, vorbim despre copiii României,
trăiesc în situație de sărăcie și de risc de excluziune socială, ar trebui să ne punem, niște întrebări. Să operaționalizăm sărăcia, și colegii spuneau foarte clar, accesul la resurse, accesul la locuri de muncă ale părinților, accesul la serviciile sociale, accesul la o educație de calitate. Pentru a rupe acest cerc vicios al perpetuării sărăciei, este evident că trebuie să continuăm investiția în zonele care aduc viitor copiilor acestei țări. Iar viitorul real și într-o perspectivă pozitivă este doar acela în care se va face o investiție de, serioasă în educația de calitate, în accesul copiilor la educație. Ce putem să facem din pozițiile pe care le ocupăm vremelnic în Guvernul României, în organizațiile din care fiecare dintre noi venim? Păi ar trebui să ne dăm mâna, să stăm la masă și să vedem care sunt în momentul de față oportunitățile, care sunt în momentul de față instrumentele pe care le avem la îndemână. Și slavă Domnului, din această perspectivă avem o mare șansă de a fructifica bugetele care în momentul de față se discută în diferite programe la dispoziția țării. Aș prefera după o scurtă pauză să tragem concluziile și să revenim în scurt timp. Am revenit la discuția noastră, doamnelor și domnilor, așadar, domnule Daragiu, să ne continuăm ideea. Dacă vorbim de programele operaționale, că vorbim de educație și ocupare, că vorbim de incluziune și demnitate socială, că vorbim de programul România Educată, că vorbim de programul, Garanția pentru Copii, Garanția pentru Tineret, inițiativele Parlamentului, toate acestea vin cu niște bugete. În perioada următoare, împreună cu colegii noștri de la Partida Romilor, suntem gata de a asigura asistență colegilor noștri din teritoriu pentru a fructifica aceste oportunități, aceste instrumente financiare și pentru a le folosi prin intermediul autorităților publice locale care trebuie să devină responsabile, dar responsabile de soarta acestor... Cum anume v-ați gândit să acordați asistența acestor oameni care vă vor cere sprijinul? Cum se va desfășura această... Concret, este foarte, foarte bună întrebarea și este de reținut pentru colegii noștri din țară. La momentul în care aceste programe sunt publice, cu ghidurile de finanțare, cu metodologiile, cu toți pașii de urmat, știm că avem o problemă la nivel național în rândul colegilor noștri din țară, că nu au capacitatea de a înțelege multe din aceste documente financiare până la urmă, dar ne bazăm foarte mult pe autoritățile locale, pentru că cea mai mare parte din aceste programe sunt în responsabilitatea implementării administrațiilor publice locale, adică acele instituții de la nivel local care răspund de viața cetățenilor lor. Ei bine, partea bună a lucrurilor este că prin filialele Partidei Romilor, filialele pe care le avem în teritoriu, și colegii au vorbit foarte mult, au dat nume despre colegii de-ai noștri din județe, nu doar dintr-o regiune sau alta, în toată țara acoperim aceste lucruri, aceste structuri, ei vor fi, liderii noștri, sunt conectați cu autoritățile locale, autoritățile locale pot să beneficieze din partea noastră, a colegilor de la centru. Deci prin intermediul liderilor din țară. Prin intermediul liderilor. Pentru a accesa aceste instrumente financiare, le oferim asistență, îi ajutăm la nivel local. Sunt primării în mediul rural, care nu au expertiză. Am primit și o completare, Marian, pentru că nu vreau să se înțeleagă că la acest moment există niște resurse financiare pe piață. Nu, ele urmează pe care Partida Romilor sau Agenția Națională sau Ministerul Educației prin calitatea pe care Marian Dragiu are aceea de subsecretar de stat, le are acum undeva într-un sac și începem și împărțim. Nu, este vorba despre o programare pe care România o are, și vreau să fac câteva precizări aici. România o are programată, vorbim de următoarea programare a instrumentelor structurale. Am avut o întâlnire cu doamna Cecilia Văduva în urmă cu 2 săptămâni, secretarul general adjunct al Ministerului Fondurilor, al MIPE, în care am încercat să găsim soluții, să vedem cum putem, ca prin cadrul acestor instrumente, prin cadrul acestor programe, beneficiarii să fie romii de la nivel local, adică măsurile și toată polologia asta cu care noi încercăm să venim aici și vă explicăm dumneavoastră, cum facem ca la nivel local aceste măsuri să fie resimțite. Și sunt două măsuri pe care le-am propus în dialog cu doamna
secretar general adjunct și cu doamna director de programe, Teodora Preoteasa, două doamne distinse foarte, foarte deschise la ideile cu care Agenția Națională pentru Rome a mers acolo. Și aceste două idei au fost: unu, romii prezenți ca indicator în cadrul următoarelor programe și următoarelor cereri de finanțare. Deci vor fi incluși să fie criteriu de eligibilitate. Adică, dacă primăria din Dolhasca vrea să aplice, nu știu, vă dau un exemplu, un proiect pe axa prioritară 7 antreprenoriat și economie socială. Cererea acelei autorități locale va fi luată în calcul dacă include și va include minoritatea romă și romi ca beneficiari. Bun. Eu cred că este un plus pe care încercăm să-l aducem și să fim mult mai aplicați în contextul realităților locale. Asta a fost una dintre măsuri. Și ne dorim foarte, foarte mult ca, și vă pot da lista cu toate programele unde noi am cerut în mod special ca romii să fie incluși. Da. Reprezentanții Ministerului, aceste două doamne, cărora le mulțumesc pe această cale pentru deschiderea pe care au avut-o, au acceptat ceea ce noi am prezentat. Urmează ca această nouă programare să fie prezentată Comisiei Europene. Strategia de îmbunătățire a situației romii este o condiție favorizantă pentru ca România să semneze noua programare ce urmează să fie introdusă începând cu anul următor. Este o condiție ca strategia să fie adoptată pe de-o parte, însă ne dorim ca de data aceasta să avem niște resurse bine conturate. Să știm la ce ne raportăm. Dacă tot vorbim, domnule, există probleme în educație, sănătate, infrastructură și așa mai departe. Toate aceste oportunități se pot concretiza dacă romii sunt direct implicați și nu doar de organizațiile rome. Asta vreau să subliniez. Nu putem avea... Să fie incluși în programe, în proiecte... Deci cei care implementează trebuie să includă nu doar așa la modul declarativ, am venit, am dat declarații în răspundere, intru în grupul țintă. Nu, deci programele, încă de acum, de când sunt, înainte de a apărea liniile de finanțare, sunt programele. Din programe reiesc toate aceste priorități. În cadrul programelor, încă din acest moment, ne aflăm la momentul în care se creionează programul, avem ca și condiție. Prezența romilor ca indicator. Am avut în trecut experiență cu alte linii de finanțare, cei care sunt în domeniu sunt la curent cu chestiunea asta, linii speciale. Dar ne lovim de ceea ce spunea colegul Marian Darăgiu mai devreme, nivelul local nu este foarte pregătit să lucreze cu așa ceva. Are nevoie de asistență, are nevoie de pregătirea personalului ca să poată să vină să miște lucrurile în acest sens. Și iată că revenim la ceea ce spunea domnul Darăgiu. E o completare foarte importantă. Implicarea resursei umane în implementarea proiectelor, în derularea proiectelor, în analiza problemelor, a nevoilor, trebuie să se facă, și subliniez, trebuie să se facă cu resursă umană romă. Cine poate mai bine să intre într-o căsuță neiluminată, neracordată la utilități și să convingă și să discute cu niște părinți care își caută undeva prin cotloanele cămăruței și mai caută demnitatea? Cum ne așteptăm ca cineva din afara comunității să vină, iar acel părinte să stea drept și să spună: da, de mâine trimit copilul la școală? Nu! Nu se va întâmpla acest lucru. Se va întâmpla acest lucru ca un proces. Doar dacă cei care sunt aproape de membrii comunității noastre aparțin comunității. Și care cunosc cel mai bine problemele comunității. Care cunosc problemele, pentru că acolo vorbim și de aspecte care țin de stima de sine, de respectul față de propria persoană. Vă mai dau o cifră legată de Eurostat. În momentul de față, rata de părăsire timpurie a școlii la nivel național în România este de 16%. Este cea mai scăzută rată din ultimii 10 ani în România. Și am tinde să ne bucurăm și să spunem că totul este minunat. Dacă ne uităm, în schimb, pe rata de părăsire timpurie a școlii, adică abandonul școlar, mai pe înțelesul tuturor, abandonul școlar în mediul rural, vom găsi o cifră care începe să ne dea o altă perspectivă asupra realității, 24%. Iar dacă mergem mai departe și ne uităm la copiii romi, acolo vom vedea o rată de abandon școlar și, țineți-vă bine, este de 77% în urmă cu câțiva ani. Poate să reușim să schimbăm acest titlu rușinos, că tot ați vorbit despre studiul Eurostat și titlul
studiului sau cel puțin în presă apărea, România are cei mai mulți copii din Uniunea Europeană expuși la sărăcie și excluziune socială. Ultimii la vaccinare, ultimii peste tot. Domnule Daniel Vlasile, voi, mai devreme voiați să faceți o completare, o să vă rog. Dar nu era vorba de completare, era vorba de un punct de vedere. Deocamdată plec de la ideea care, sau despre care a vorbit Marian, națiunea română, poporul român. Pentru națiunea română nu este nimic nou sub soare. Adică pur și simplu constatăm că avem aceeași clasă politică, avem aceeași incapacitate de a cheltui banii publici și banii europeni în scopuri care să dea o direcție, să dea o strategie, să dea o viziune acestui popor, acestei națiuni. Sincer vă spun că eu n-am mari așteptări de la acest plan național de reziliență și redresare. Cum n-am avut așteptări nici de la vechile programe în perioada 2017-2013, 2014-2020, fie că vorbim de POCU, fie că vorbim de POSDRU. Nu am așteptări pentru că n-am dezvoltat, nu noi romii, România ca stat, n-a dezvoltat un mecanism foarte clar, foarte, foarte simplu, foarte accesibil autorităților publice locale. Și care să funcționeze și să genereze dacă rezultate. Dacă dezvoltau un astfel de mecanism, atunci sigur că vedeam efectele în comunitățile cu romi, vedeam efectele în societatea, în societatea românească. Discutăm în continuare de corupție, discutăm în continuare de incapacitate, discutăm în continuare de politicieni care vizitează piramidele și România se află în stadiul în care se află. Discutăm de Planul Național de Reziliență și Redresare, însă suntem ultimii care depun acel plan, adică nu avem capacitate de a scrie un plan cu o viziune și cu o strategie foarte clară de dezvoltare a României. De data asta e și mai rău. Ne împrumutăm, îndatorăm generațiile viitoare. Ne împrumutăm la bancă, la, mă rog, acele datorii, da, vin cu exact, dobânzi? Datoriile celebre despre care se vorbesc și care sunt prezentate românilor ca fiind de succes. Venim cu aceste datorii și spunem că vom dezvolta România. Cum vom dezvolta? Cum va arăta România peste 5 ani, peste 10 ani? Nu știm cum va arăta pentru că nu avem o clasă politică coerentă, nu avem o clasă politică care să dezvolte într-un fel România și tot așteptăm lucrul ăsta de la Ceaușescu încoace. Și nu vedem nicio dezvoltare, nu vedem niciun viitor, nu vedem și nu știm care va fi viitorul de mâine al copiilor noștri, că despre asta vorbim. Și nu numai a copiilor de rom, și copiii majoritarilor, cei care sunt în mediul rural sau cei din mediul urban, aceleași dificultăți, întâmpină, da? Întâmpină în mare aceleași dificultăți, însă în cazul romilor intervin niște specificități care țin de modul cultural, care țin de educația părinților, care țin de cultură în general și nu numai legat de aspectele astea, care țin și de reacția majoritarilor în, sau și față de acești copii sau față de romi în general. Vă dau un exemplu ca să înțelegem despre ce vorbim, că vorbim foarte mult de programe, vorbim de cifre, vorbim de bani și fac o paranteză și spun că acești bani nu există deocamdată. Adică nu există un sac de bani sau o pungă de bani unde noi, Partida Romilor, să mergem să spunem, domne, avem nevoie, uite, să renovăm școala din comunitatea de romi din Rădăuți, da? Și veniți voi, noi facem o cerere, vă lăsăm aici în pungă și veniți voi cu oamenii voștri, duceți-vă acolo în Rădăuți, că este o situație excepțională, copiii de etnie romă învață într-o și școală din comunitate. Și luăm bani și rezolvăm problema. Da, nu există așa ceva. Ceea ce există, există un mare buget sau, mă rog, un buget virtual la care autoritățile publice vin și, apeleze, vin și cer bani pentru a realiza unele obiective care țin de comunitate. Ce spune domnul secretar de stat Iulian Paraschiv și subsecretarul de stat Marian Daragiu spun foarte bine, domnule, noi acordăm sprijin, venim la autorități locale, identificăm problema și lucrăm împreună cu ei, că nu știu să lucreze acele autorități
să facă cererea de finanțare. Nu noi, Partida Romilor, nu noi administrăm acei bani. Le oferim consiliere, cum zicea domnul Daragiu. Noi direcționăm acei bani și în cadrul comunității de rom și doi, îi ajutăm să scrie acea cerere și trei, îi ajutăm prin prezența organizației noastre și organizarea de care dispunem și logistica de care dispunem să implementeze acel proiect, adică să aducă apă, să aducă canalizare, să aducă asfalt în comunitate, să aducă iluminat, să rezolve problema actelor de identitate, să creeze un dispensar medical, să renoveze grădinițe, să renoveze școala din localitate și așa mai departe. Dacă îmi permiți, Daniel, o scurtă completare și mai mult decât atât, și să-i conectăm, să ne asigurăm că sunt conectați prin implementarea proiectelor, prin redactarea proiectelor, să implice, adică să aibă în echipa de implementare. Asta spune resursa umană, resursa umană romă. Adică oamenii... noi, organizația noastră, Partida Romilor, asigurăm bun, și logistica. Mai vreau să spun ceva. Apropo de planuri naționale de dezvoltare și de... asta este problema care ține de noi și atribuția noastră, suntem obligați prin fișa postului, prin agenda publică pe care ne-am asumat-o, am asumat-o noi, organizația Partida Romilor, să facilităm acest lucru, să îndemnăm autoritățile publice să fie prezente. Chestiunea cu organizațiile non-guvernamentale rome s-o lăsăm mai la sfârșit, că domnul Sâmbăt, domnul Ciprian al Porumbescu, ăla cu piticul, stau în birou, sunt în lumea virtuală, să fie sănătoși, să-și facă banii lor în lumea virtuală și să rămână acolo unde sunt, că e greu în pandemie să mergi în comunitățile de rom, dar mai alminter să te îmbolnăvești de vreo 3 ori și tot să mergi în comunitățile cu romi ca să rezolvi problemele. E foarte greu. Stăm la calculator, dăm mesaje pe Facebook, suntem extraordinari. De acasă lăsăm, mai greu să... Nu, nu, lăsăm societatea civilă, că o să vină acum consultanțele, sunt plini de bani, de case, de locuințe, au venit în papuci, pleacă cu biciclete și cu aeronave. Ok, am înțeles. Dar vreau să spun în felul următor și cu asta vreau să închei, ca să înțelegem foarte clar în ce lume trăim. Planul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR-ul, un program minunat. Dar uitați-vă câți ani s-a aplicat acel program. Uitați-vă câte programe europene au suplimentat acest Plan Național de Dezvoltare Rurală. Și mi-am pus o întrebare, băi, spre sfârșitul acestui program, înainte ca o parte a clasei politice să-l deteste, acest program, să vorbească despre acest program. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns acest Plan Național de Dezvoltare Rurală și în comunitățile cu romi? Și răspunsul a fost simplu, pentru că dacă te duci pe teren și ai mintea cu tine, vezi realitatea și înțelegi. Păi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat următorul lucru. Primarul avea iluminat public, avea canalizare, avea asfalt în toată comunitatea. Ce urma să facă în următorii ani? Să mai atragă niște bani din PNDR. Pe unde să mai facă? Că nu mai putea să-i facă nici lui măsa, nici lui soacră sa, nici lui nevastă sa, nici lui cumnată sa. Rezolvase toate problemele din comunitate. Singurii care au rămas eligibili și puteau să erau acceseze, comunitățile erau sărace. Comunitățile de romi, nu sărace. Și atunci, iată că, spre sfârșit, în ultimii ani, acest Plan Național de Dezvoltare Rurală, PNDR-ul, a intrat și în comunitățile de romi și suntem în situația în care astăzi acel program este blocat, că asta e realitatea politică. Adică trebuie să o pipăi, trebuie să te duci la firul ierbii acolo unde... Să simți ce unde, se întâmplă. Unde, să vezi unde vorbesc colegii noștri virtuali care stau în fața calculatoarelor și fac bani. Nu fac, produc bani. Așa. Te duci în comunitate să spui întrebări, să vezi ce se întâmplă. Să vezi, are interes acel primar, acea instituție publică și de ce implementează, ca să înțelegi niște lucruri, să te duci într-o altă comunitate, să vezi aceeași situație și să-l întrebi pe domnul primar. Domn primar, nu vrei să mai ieși tu niște bani din PNDR? Că ți-a mai rămas un utilaj pe câmp sau firma aia lui socrul tău. Trebuie să vină să facă asfaltul, să termine. Uite, hai să-ți să acordăm asistență. Romă. Hai să integrăm și comunitatea asta. Adică lobby în sensul ăsta. Tu n-ai acces la acei bani. Tu, organizația Partida Romilor sau noi, cei care lucrăm, nu, sunt programe, sunt proiecte publice. Destinate administrației publice. Destinate administrației publice. Ce poți să faci? Poți să faci ceea ce au spus colegii noștri, de colegii mers la autorități și de... Exact, no, să sensibilizezi autoritatea. După o scurtă pauză să tragem concluziile și să încheiem emisiunea după câteva minute de publicitate. Revenim în scurt timp.
Am revenit la discuția noastră, doamnelor și domnilor. Iată că aș spune să tragem concluziile acestei emisiuni. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Domnule Daragiu, haideți să ne concentrăm și să spunem telespectatorilor unde vom merge, ce vom face în următoarea perioadă concret. Pentru că am zis că suntem cu un pas înainte, acum de la a discuta strategiile la și merge la, și la chestiuni comunități. Concrete. Da. În special pentru colegii din teritoriu, colegii din filialele noastre, vom fi într-o permanentă legătură în perioada următoare și vom merge pe teren împreună cu ei, la nivelul autorităților locale și în comunitățile de rom, pentru a vedea odată în plus cât de mult, dintr-o perspectivă educațională în primul rând, vorbesc despre educație în momentul de față, pentru că acesta este mandatul meu în această perioadă, dar nu mă pot disocia de celelalte probleme conexe. Vom fi în comunitate pentru a vedea în ce măsură i-a afectat și cât de grav i-a afectat pe copii perioada aceasta de învățare online, învățare de acasă, învățare după tabletă, învățare prin sistemul Wi-Fi. Accesul la internet, nu știu, laptopurile sau tabletele sunt acolo, nu sunt, sau sunt. Trebuie să vedem o situație reală la nivelul comunităților, cu liderii locali, cu autoritățile locale și să începem să proiectăm pe baza unei analize de nevoi care sunt cele mai importante acțiuni pe care urmează să le întreprindă, pe care și le vor asuma, pentru că vorbim până la urmă de asumarea autorităților locale, asumarea responsabilității, și împreună cu echipele locale să putem încet, încet să creionăm fișele de proiect în așteptarea ghidurilor pentru a putea să accesăm aceste resurse. Aceasta este perspectiva pe care aș vrea să o dăm și vă invit împreună cu noi pe teren în regiune. Echipele noastre vor însoți chiar. Da, vom merge să vedem exact care sunt acele nevoi, pentru că după atâția ani de muncă la nivelul comunității și colegii mei și dumneavoastră cunoașteți foarte bine că umblați destul de mult în țară, când intri într-o comunitate din această izolată, și Daniel spunea puțin mai devreme, o comunitate unde nu ai acces la cele la resurse, nu prea știi de unde să începi. Este foarte greu să-ți proiectezi acțiunile, pentru că dacă te gândești să ce-i faci... mai important? Apa, tableta? De unde începi? Lumina? Unde începi? Și atunci este foarte clar că abordarea noastră trebuie să fie una integrată. De aceea rămânem cu imaginea de ansamblu, stăm atenți pe fiecare dintre programele aflate la dispoziție și începem să construim abordări integrate și proiecte ca să putem să atragem resursele în funcție de nevoile comunității. Cu mențiunea că este extrem de important ca în aceste programe și proiecte, atât în analiza lor, cât și în implementarea lor, să avem colegi și resursă umană romă de la nivelul localității, pentru că experții îi avem deja prin primării. Adică autoritățile vor fi implicate în asistențele tehnice și în implementarea programelor, dar munca din teren și conexiunea directă cu comunitatea o vrem din rândul colegilor noștri, ca să putem să păstrăm o legătură aproape de ei. Și să sperăm că rezultatele încep ușor, ușor să se și vadă după implementarea acestor proiecte de care vorbiți. Domnule Paraschiv. Da, o să încerc să concluzionez, dar o să o fac cu gândul la cei care se uită la noi. Și de multe ori poate folosim un limbaj de lemn, datorită, mă rog, mediului în care desfășurăm activitatea și oamenii se uită la noi, unii dintre ei probabil că ne și înjură, unii dintre ei iar au părut ăștia ce vor să ne mai spună și așa mai departe. Murdar, hoț, jegos, cioditor, manglitor, sunt doar câteva periorative cu care minoritatea romă în România și în Europa se confruntă. Eu cred că de aici pleacă tot. Dacă asfaltul se oprește aici, dacă programele nu includ cetățenii români din Roma, sunt făcute sau au fost făcute superficial, au fost făcute pentru că, așa cum spun de fiecare dată, vreau să subliniez și acum, minoritatea romă este o minoritate nepopulară pentru toată lumea. Asta este premiza de la care eu plec, fie că vorbesc de calitatea mea de activitatea pe care o am în Partida Romilor în calitate de coordonator prin vicepreședinte, fie de președinte al Agenției Naționale pentru Romi, este o realitate pe care eu o conștientizez și de la care plec. Conștientizez că dușmanul nu se află printre noi, nu în cadrul organizațiilor rome,
dușmanul este în afară, este un dușman invizibil, vorbesc aici de o mentalitate moștenită în timp, pe care noi trebuie să o schimbăm. Și această schimbare nu poate fi făcută decât cu foarte, foarte multă răbdare în primul rând și doi, cu instrumente care să servească întregii comunități. Minoritatea romă este nepopulară pentru că percepția asupra acestei minorități vine dintr-un timp, da, dintr-o istorie care s-a perpetuat până în zilele noastre. Primarul, tractorist de meserie sau inginer agronom sau nu știu, oricare altă meserie o avea, el nu are de unde să știe foarte multe și atunci el folosește ceea ce are la îndemână. Și percepția lui cu privire la comunitatea romă este una de, băi, sunt și ăștia pe acolo, lasă-i să fie. Noi trebuie să găsim acele resorturi care să schimbe percepția, nu mentalitatea, pentru că mentalitatea are nevoie de un timp mai îndelungat, o generație, poate două, însă percepțiile, stereotipurile, stigmatul pe care minoritatea se confruntă trebuie să fie combătute prin instrumente care țin de ceea ce instituția la îndemână. Ceea ce vă spuneam mai devreme este că Agenția Națională pentru Romi a făcut pentru prima dată ca în programele pe care România urmează să le ia de la Comisia Europeană ca să folosesc un limbaj cât mai pe înțelesul tuturor, pentru a beneficia de acești bani, trebuie ca aceste cereri să includă și romi. Un primar, dacă vrea să facă un asfalt, să toarne, să pună piatră, ați subliniat și mai devreme acest lucru, trebuie, e foarte important. Asta este unul. Și al doilea, acele cereri care au romi în ca și indicator, primesc punctaj suplimentar. Asta este una dintre măsurile pe care noi, cu care noi am mers la negocieri, la discuții cu reprezentanții MIPE și ajung pe masa reprezentanților Comisiei Europene. Un al doilea punct este că în următoarea perioadă va începe un curs cu polițiștii la Academia Națională de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Urmează ca zile următoare să luăm un protocol pentru studenții aflați în an terminali. Vom avea un curs de cunoaștere astfel încât viitorii polițiști care lucrează îndeaproape cu cetățenii din comunitate, inclusiv din comunitatea romă, să aibă o bună cunoaștere despre istoria, despre cultura romă. Îmi doresc foarte mult ca, repet, toate aceste lucruri pe care noi încercăm să le aducem în fața dumneavoastră și în fața spectatorului să-și găsească energie și resurse astfel încât să avem rezultate reale pe termen scurt, mediu și lung în comunitățile locale. Ne luați cu dumneavoastră în comunitățile lor, da? Cu mare drag. Acum, pe final, domnule Daniel Vasile, vă rog. Da, o să încerc să transmit un mesaj foarte clar, în sensul că sunt o persoană vaccinată. Cred că toți. Colegii noștri, suntem. Dar vreau să transmit acest mesaj. Avem poziție în instituția publică. Că suntem responsabili și suntem persoane vaccinate. Sunt cel puțin eu persoană care am trecut de trei ori prin boală, prin acest virus nenorocit. Mă rog, eu am altă teorie legată de virus, microb mai degrabă. Persoană internată, am contractat acest virus din comunitățile cu rom, unde am fost prezent încă de la debutul pandemiei. Am un mesaj foarte clar pentru romii care ne privesc, îi rog foarte frumos să analizeze, să-și culeagă informațiile necesare. Să întrebe vecinul, să întrebe comunitatea, care sunt efectele vaccinului, ce efecte a avut asupra organismului persoanelor care s-au vaccinat. Să se informeze corect până la urmă. Da. Cu alte cuvinte, mesajul meu este unul pro-vaccinare și îndemn pe rom să se vaccineze. Pe romanist, Daniel. Deja lor rom te vaccinează. Jean Ceava l-ai vaccinit, tu, mă. Jean Ceava l-ai vaccinit pentru că de când mere în Ălmanuș, pașament de mere în Ălmanuș. Mai mult de atât, îndemnul meu este pro-vaccinare, am să realizez în următoarea perioadă împreună cu dumneavoastră, cu emisiunea, chiar vă invit,
am să realizez consultări, așa cum a spus și secretarul de stat Iulian Paraschiv, că este nevoie de aceste consultări în rândul comunității, unde vine medicul, unde vine specialistul, să le vorbească romilor despre vaccinare. Vreau să spun în încheiere, încheiind această primă intervenție, că eu nu m-am transformat în robot. După cum mă vedeți, încă funcționez. Nu știu ce se va întâmpla în secolele următoare, dacă acest vaccin ne va transforma în roboți sau dacă va trebui să devenim roboți. Însă am ales viața și dacă am avut o șansă la viață, am ales această șansă la viață și m-am vaccinat și nu m-am transformat, n-am alte probleme de sănătate. Mi-am făcut toate analizele medicale după ce am efectuat vaccinul. Trebuie să fiu chemat pentru a treia doză. O să-mi fac analizele medicale înainte de a mă duce să mă vaccinez cu a treia doză și după, într-un interval de timp, o să îmi fac din nou analizele medicale. Sunt o persoană responsabilă în raport cu comunitatea pe care o reprezint și transmit acest mesaj de pro-vaccinare. În al doilea rând, sper că veți fi prezentă dumneavoastră și emisiunea dumneavoastră sau colegii dumneavoastră în cadrul activităților pe care le vom derula în continuare în comunitățile cu rom, pentru că noi încă n-am închis agenda, n-am închis anul în cadrul organizației. Cred că este nevoie de noi în comunitățile cu rom, mai ales într-o asemenea perioadă de pandemie și cu zeci de mii de infectări pe zi, cu spitalele și cu cadrele medicale ajunse la epuizare. Da, este nevoie de noi ca să gestionăm anumite situații și să nu mai vorbim de decese. Pentru că am avut și noi destule decese și în interiorul organizației, președinți de sucursală care au contractat virusul și au decedat, Dumnezeu să-i odihnească. Da? Și cred că este nevoie să ne continuăm această muncă în comunitățile cu romi, pentru că, în primul rând, știți că la noi romii e o vorbă, sănătatea mai înainte de toate. Adică sărăcie ca sărăcie. Să ne păstrăm sărăcie sănătoși. Ca sărăcie, sigur. Dar sănătatea este foarte importantă și nu în ultimul rând, sper ca să fiți prezentă dumneavoastră și emisiunea dumneavoastră la o idee pe care o am legată de un capitol foarte important din viața organizației noastre. Și aici mă refer la legea antițiganismului. Nu am avut timp, efectiv nu am avut timp în această perioadă să ne ocupăm de acel departament de luptă împotriva antițiganismului și împotriva discriminării pe care îl avem înființat în cadrul organizației printr-o hotărâre de Consiliu Director. N-avem timp să dăm viața acestui departament, dar s-ar putea printr-o mișcare foarte interesantă pe care am gândit-o în Moldova. Un reprezentant al unei instituții publice, nu-i dau numele, este supus unor acte de discriminare, de rasism venite din partea șefului lui, nici numele șefului sau gradul, funcția nu o dau, și s-ar putea să creăm jurisprudență, pentru că este foarte important să avem un caz instrumentat așa cum se instrumentează potrivit procedurilor penale, poliție, parchet și instanța de judecată, să avem o hotărâre în acest sens, pentru că vom folosi ca practică judiciară și vom putea să evităm actele de rasism, actele de discriminare la care sunt supuși etnicii noștri, etnici care fie sunt funcționari publici, fie lucrează în instituții publice. Înainte să-ți închei ideea, Daniel, nu m-am putut opri să nu mă gândesc când spuneai despre vaccinare și despre păstrarea igienei și cât de importantă sănătatea pentru noi romii, să nu mă gândesc ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă în aceste multe, foarte multe comunități de romi unde chiar nu au cu ce să se spele. Acolo vorbim despre rasism și despre discriminare, nici nu știu cât de mult să ne ducem în direcția asta, dar nu, totuși acelea, Marian, sunt comunitățile... Hai să spunem că nu au acces la acelea, apă. Da, să rămânem în această, zonă. Interpretabil la noi. Să rămânem în această sunt zonă. Sunt foarte multe comunități, fără, într-adevăr, da, și nu numai cu romi. Sunt comunități rurale unde accesul la apă... Cu atât mai mult să mai vine o problemă în plus, absolut, atât de gravă. Haideți cum să vedem este ce se întâmplă pandemia pe teren. Da, să ajungem pe teren și să vedem acolo cu... Vom fi alături, echipele emisiunii noastre vor fi alături de dumneavoastră și vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit și astăzi la emisiune, o discuție foarte interesantă și pe care sper că telespectatorii au urmărit-o cu interes. În
minutele următoare o să-mi iau la revedere de la invitații noștri și aș vrea să-i transmit președintelui organizației, pentru că mai sunt 3 zile până la ziua de naștere, să-i transmit multă sănătate alături de colegii din platou. La mulți ani, domn președinte! Bud bășe, stimos! Așa, să ne luăm la revedere într-un mod frumos, să-i dorim la mulți ani, mulți ani fericiți alături de cei dragi și să fie alături de noi așa cum a făcut-o până acum. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune!